Teodosie a dat o circulară, ca de la județeana de partid, cum că toți credincioșii săi trebuie să se roage și să țină post în săptămână de dulce, ca să fie făcut el mitropolit de către Sfântul Sinod, că în arhiepiscopie nu-i mai încape coada. Lăsând la o parte celelalte motive pentru care e judecat de Sfântul Sinod, această blasfemie ar fi de ajuns ca să fie dat afară din Biserica Ortodoxă Română. Rugăciunea și postul sunt indisolubil legate de credința creștină. Aparțin lui Iisus Hristos. Nu pot fi folosite administrativ pentru a satisface păcatul trufiei, de care îpâs e plin până în albul ochilor. O să creadă toți enoriașii săi mai tare și mai fierbinte în Iisus dacă vor fi mitropolitani în loc de arhiepiscopiști? Destui dintre ei nu. Porunca lui Teodosie mai înseamnă și alt păcat grav, acela de simonie, trafic cu lucruri considerate de biserică drept bunuri spirituale, trafic cu obiecte sfinte sau cu funcții ecleziastice. Se pedepsește cu excomunicarea, caterisirea. Ultimul răgnet, Teodosie îi obligă pe bărbați să-și lase barbă, adică să fie asemenea Mântuitorului. Dar Iisus purta părul lung, cum rezultă din toate icoanele și picturile. De ce nu ne cere pâs să ne lăsăm și plete? De altfel, mă mir că se ia de bărbați. M-aș fi așteptat mai degrabă să interzică femeilor să se epileze pubian. Guvernul vrea să-i doteze cu arme de foc pe inspectorii ANAF. Bine. Dar atunci ar trebui ca și simpli cetățeni să poată purta arme și veste antiglonț, pentru a se apăra împotriva mizeriilor și aberațiilor la care îi supune anafura măsii, fie pentru câțiva lei, fie pentru sume enorme scoase din burtă. În vreme ce nenumărați evazioniști fiscali de milioane de euro zbur de nestingheriți și dau cu bani în lăutari. Vinul de 3.000 și ceva de euro sticla băut de al doilea om în stat, Ciucă, împreună cu businessmenul Ostahie și combinagiul Borza, poate să te uluiască dacă nu știi ce efect are. Urina băutorului devine albastră. Astfel, dacă sânge albastru n-ai, măcar când te duci la closet să te simți aristocrat deasupra populimii. În legătură cu căsăunele de 7 milioane euro și 7 stele, aflat în construcție în primăverii, am o întrebare, pe lângă multe altele. De ce nu apare în proiect și o piscină, domnule? Până și cel mai prăpădit hoț de afaceri din țara asta are la vilă o scăldătoare, fie și de 5 metri pe 3. Poate pentru că Iohannis și consoarta nu înnoată împreună? Așa cum obișnuiau Nicolae și Elena Ceaușescu în piscina reședinței, tot din primăveri. Atunci, măcar o sală de tenis să le facem, dacă nu un teren de golf. La câte au făcut pentru noi, merită.